Salutare, mă fan șansi la un episod de FC24 Pack Opening, un nou icon player pick din care sper să împice orice utilizabil. Data trecută am prins Zico, deci probabil că nu o să mai vină cine știe ce mai ales cu Lăbob. Dacă place seria, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, e foarte important să vă abonați. Legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, folosiți codul de reducere KTXPGG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocul ieftin pe G2A. Și bineînțeles că pe Fortnite și o milioane de dolari, let's go, hai! Asta e echipamentul de față. N-ar fi rău să-mi dea sincer să fiu ori un center back gen Maldini, Rio Ferdinand, Desai Lee. Chiar și Campbell ar fi ok. Și sincer mai vine niciunul minte extraordinar de șmecher. Și bineînțeles, m-aș mulțumi total dacă mi-ar da Yashin în port. Deci Yashin l-am prins la Weekend League în câteva meciuri. Este nebun, e rău de tot. Lăsați și voi în comentarii cu ce ați primit din Icon Player Pick. Singurul win de anul ăsta pentru mine este Nenea Zico. Cred că s-a blocat jocul. Și bineînțeles că s-a blocat jocul ăsta mocirlos, după cum și ziceam. Și eu eram la partea cu singurul win adevărat, este Nenea Zico. Restul a fost doar așa carduri de umplutură. Pana mea, pot uita drumul la robinet, ei sport. Se știe. Hai să vedem. Niște pachetozini după care plec din Gravones. Nenea, Coolie Daddy. Bun. Mega Boss. Oho, două carduri de 84. Bun. Și Nenea Scârțaru aici. Full defensivă, all day, every day. Manchester United. Vai de ei, săracii. Hai să facem și un ban cinstit corect. Deci ar trebui să facă niște spații pe Marketau, da? Mi-e lene, rău de tort. Oricum o să-mi pice cine știe ce mega dubluri, opa. Rare Mixed Player's Pack. Ok, 3 double. Goalkeeper, Alisson. Nu, Ederson, bun. Ederson, perfect. Ederson care probabil o să fie și Team of the Year. O să pice oare și la Team of the Year? Mă îndoiesc. Avem ceva pe aici, un duplication, Nenea Muștar. Nu cred că mai am pachetii, fapt 100% nu mai am pachetii cu rating mare. Numai din astea cu 80 plus și alte vrăjeli, 3 double ceva, nimic. Rare Mega Pack atunci. Anglia. Și am uitat să precizez. Sper să nu mai văd Anglia la Icon Player Pick, chiar dacă am zis Rio Ferdinand și Campbell că ar fi ok. Mai e și Nenea Bobby Charlton pe acolo. Dar mai bine să evităm, că am cam săturat de Anglia aici nebun. După ce am avut seria aia cu Anglia, după Anglia, după Anglia, m-a luat deja cu Cries. Facem și un ban cinstit, ok, trebuie să umflăm ceva de aici. Am Silver ăștia, nu știu după ce am pus. Cred că voiam să-i verific. Dar cred că le dăm topor style. Ia mă să lovim noi cardurile astea. Că nu cred că n-are niciun sens. Carduri ieftine cel mai probabil. Vă salut, domnilor. Aici se fac bani, domnilor. Oarecum, cât e cât. Uite, așa am făcut și spații pe Marketau. Lejer. Multitasking. Premium Gold Player Pack. Spain is Spain, CM, dacă e paralizat nu e ok. Nenea Thiago. Hai că mă veni și ăsta aminte până la urmă. 84. Aici chiar am nevoie de fodder că nu mai am. Nenea Bacu, puru gol. Mai am mai niște carduri din astea, Renard. Mi-au rămas de când le-am cumpărat cu 10.000 de coins. Jumbo Premium Goal Players. Păcat că n-am un pachet cu 2 jucători. Eu stai mă că ăsta e player pick de 3. Nenea Ramsdale, 85. Era cam supărat aici. Dar numai 84. Ăsta era blond și până acum. Sau și-o vopsită lebenița. După aici, 4 duplication-uri. Ludovic Urban. Totul este în 3 double. Nimic, 3 double la club. Asta e plezim din ăsta că tot. Premium Goal Player Pack din nou. Olandezia, center back. Hai mă cu Varanu. Varanu. Varan. Un Van Dijk. Chiar și mai chiar Van Dijk-ul.
Îl văd aproape în fiecare echipă la Weekend League. Ultra Mega Tank. Aveți credit și facem un ban cinstit. Bun. Sau are oare card special Van Dijk acum? Nu cred că are card special în pachete. Premium Gold Players Pack din nou. Italia. Right midfielder. AVC, FC de ăsta. Când citesc la asta, îmi vine în aminte chestia, nu mai știu cum îi zice, la AVC. Mai țin minte cum e traducerea. În română. Accident vascular, oare? Cred că așa e. Deci nu sunt asta sigur. Hai, Gigele. Dăm fodder, Gigele, că nu mai am fodder la club. Gigele-i. Unde sunt cardurile mari? Gigele, Nemția, LM. Wolfsburg, cineva. Domnișoara, Selner. 83. Asta nu e chiar rating mare, aia. Vine antipopa cel voinic, Hernandez. Cam atât. Se mișcă meniul așa de greu. Totuși filmez la ora 1 noaptea. Sau 1 dimineața, cum vreți să ziceți. Pușca și cura o lată, frate. Dacă șacul e prin serverul, mă arunc direct în baltă. Center back. Menea Grabiel. N-ar veni un Vinicius. Uite, un card ca Vinicius l-aș face red. Sau un inform din ăla jumecheriar l-aș face red. Nu mi-am făcut niciun card roșu. Mi se par super nașpa dacă nu informi. Sau cardurile gold să le transformi în card roșu. Banghiliș, banghiliș, banghili. Hai mă nene, mă uită cum se încarcă. Mă. Ce se încarcă, mă, că e meniu, mă nene. Opa. 82 plus, Prime Gold Players Pack. Center back, Urela de la... Ia vezi mă că e nenea Araujo. Double walkout. Ok, domnișoara Miedema. Ah, bun, Araujo ăsta nu o să-l bag la SBC. Poate dă o evoluție jmecheră ceva. O să-l bag lejerean în echipă. Ar trebui să fie... Oooo, lemnul bun. Foarte bine. Altă treabă când ai lemnul la tine. Ai face o treabă corect. 30.000 pe dreapta. Sau 35, nici nu mai știu. Să vedem. Și merge iar la 1.000.000 de coins. 82 plus garantat. Hai, Gicule. Varaș, crești cu Elibilia. Cu toate astea am pronunțat numele perfect. Nu-i double walkout, dar măcar e walkout. Ăsta are evoluție, dar cred că mă bag la creație cu un card de genul. Așa că du-te acasă, mă, nene, mă, că te bag la SBC. Ludovic Orban din nou. Facem iar un ban cinstit corect. Mai dăm două pachete. De data asta o facem. De fapt nu, mai dau trei pachete. Și fiecare naționalitate ce o să pice la următoarele trei pachete, o să pice și la Icon Player Pick, mă, nene, mă. Prime Gold Player Pack. Ia zi cu ce începem. Hai cu Brazilia. Spania, ok. La Spaniol, din afară de Butragueño, sincer să fiu, nu prea vrea să-mi pice altceva. Și Casillas, ce drept ar fi o variantă. Parcă are Thunderstruck din ăla. Lasem, ăsta e cu Thunderstruck, oare player pick, nu mai știu cu ce. Lemnul din nou, băgameaș. Băgameaș, fix acum ai venit lemnul de bată, ești pierdut. Uite, ești și tu, dintre atâția informi, pică tot lemnul, ești nebun. Hai că facem mai în player pick-ul, asta este. Dacă nu vă jocul să ne lase să facem schema ță. Și aceasta este echipa pentru un nou Icon Player pick de mare angajament. Dacă pică Spania, măcar să fie nenea Butragueño. O să-și voi un comentariu cu ce ați primit din acest Icon Player Pick. Și bineînțeles, nu uitați să folosiți codul de reducere CTX.G pe PC Garaj, indiferent ce vă cumpărați. Să fie bine, să nu fie rău. Cum am zis, după ce am primit, zic că nu mă aștept să mai îndea tare curând un win. Dar cine știe de unde vine Ultra Mega R9 sau Yashin. Ok, sau 3 lemni. Centurion și Thunderstruck. Nu știu exact unde sunt cardurile alea, dar este ok. O să le iau, cred că pe nenea Frigo. Deși și Petit ar fi bun la mijlocul terenului. Să iau are Petit. Ar fi bine dacă aș putea să mă uit și eu la prețuri aici. 4 cu 4. Petitozaurul nu arată rău, dar nu știu dacă are sens.
ăștia doi au jucat la Real Madrid, ăsta nu a jucat, nu? Unde ai jucat cu metri? Ua, ai jucat la Barcelona cu metri. Cu metri, ești vagabond. Dar parcă tot l-a jucat pe Nea Petit. Nu mai știu ce am la mijlocul terenului. Pot să văd? Asta e că pot să văd. A, nu pot să văd. Cu cine eu joc la mijloc? Nu mai știu. Hai că luăm pe Figo și salutare, pa. Ultra Mega Fail, am dat 360.000 ca să prind un card. E 200.000. Bă, au fost chiar Ultra Mega Fail. Asta este din cât costa Petit. Nu știu dacă avea mai mult sens să le iau pe Petit. Cu cine joc la mijloc? A, nu, stai că l-aveam pe cumătru ăsta. Deși puteam să-l bag pe Petit. Într-adevăr, și să-l trec în bandă pe Ninia. Bine, să-l trec înapoi pe live pe Ninia, cum îl cheamă, Joao Cancelo. Asta încât costa Ninia pe zi, deși nu cred că era mai scump. Oricum, aiurea player pick-ul. Dar cum am zis, după ce am luat Zico, era clar că nu o să mai îndea prea curând ceva bun. Și 200.000. Mă, și ăsta, mamă, 100.000 m-a Petit. Polișniță. Deci mai probabil l-am luat pe cel mai scump pe Ninia Frigo. Dar tot n-am cum să-l bag în echipă. Sunt mult mai buni ăștia pe care am eu în bandă. Sau pot să fie mai bun decât Govu. Deci uitați-vă că Ninia Govu l-a făcut treabă la weekend de cât de cât. Că am dat niște ciobănești cu el. Uitare totuși 8 cu 5, ești nebun. N-am jucat 22 de meciuri. În fine, cam asta a fost. Să vedem, poate data viitoare. O să am, cum am zis, nevoie de un centerback sau un portar. Ăsta o să fie repetabil peste 4 zile. Dacă fac rost de fodder, nu mai bag la creații. Dacă nu, pușca și curaua lată, ne auzim și altă dată. Cam asta a fost. Mersi pentru vizionare. Lăsați și un comentariu cu ce ați prins din player pick. Și bineînțeles, nu uitați să folosiți codul de reducere către X pe PC Garage. Ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!